Acum două zile se împlineau fix 104 ani de la cea mai mare tragedie maritimă din istoria modernă a omenirii. 15 aprilie 1912, 1504 oameni își pierdeau viața din cei 2208. Vaporul Titanic, cu eticheta de inexpugnabil, care și-a luat, libertatea să spună, constructorii și-au luat libertatea să spună, nici măcar Dumnezeu nu-l poate scufunda, vasul Titanic, în tragica noapte, în 2 ore și jumătate, s-a scufundat. A fost tăcere peste 70 de ani de zile, au fost doar bănuieli, însă în anul 1985, o echipă dotată cu cel mai bun submarin, care rezistă la presiuni foarte înalte, la adâncimea de 3821 de metri, găsea resturile mărețului vapor. Dacă sunteți curioși să-l vedeți, cam 30.000 de euro și puteți să-l vedeți. Dar nu vedeți decât o tragedie. Gândiți-vă ce procent de oameni au murit atunci în acea noapte. Era procentul, ca să fac o glumă așa și să te încurajez, era cam procentul cu care ai câștigat tu astăzi. Adică în jur de 80% dintre cei care au fost pe navă și-au găsit sfârșitul acolo. După ce au recuperat cam 5.500 de obiecte de pe vapor și le-au adus la suprafață și ele sunt expuse în toată lumea și pot fi văzute, au luat o bucată pentru că au rămas uimiți. Pe 90 de metri sub linia de plutire a vaporului au găsit foarte multe găuri. Așa ceva este greu de imaginat. Cât de puternic și de mare ar fi fost acel ghețar, nu și-au explicat. Și atunci oamenii de știință au început să facă probe cu materialul din acel vas adus de pe fundul oceanului. Și marele a fost uimirea. Au pus oțelul zilelor noastre alături de el și au făcut probe și încercări. Foarte repede, oțelul din Titanic ceda loviturilor. De 3-4 ori mai ceda mai repede decât oțelul actual. Și ei și-au pus problema ce se întâmplă. Și au constatat că materialul din care era făcut conținea prea mulți sulfiți și la o temperatură joasă devenea așa de casant ca și cristalul. De ce v-am spus această întâmplare reală, de altfel? Pentru că și Biblia, când vorbește despre ființa umană, în același timp ne vorbește despre splendoarea creației, de cât de maestos suntem întocmiți, de lucrurile strălucite pe care le poate face omul. Și noi trăim în zilele acestea și vedem că tehnologia, tehnica, mintea umană strălucește. Este însă ceva ce ne mai spune Biblia și constatăm în viețile noastre. Se pare că și materialul nostru e, cum îi ziceți? Casant, eu i-aș zice direct prost. Sâmburele nostru interior are un conținut destul de nepotrivit, de urât. Și atunci, care este rezolvarea? Și pentru că a venit primăvara și la vremuri noi e nevoie de oameni noi, vine Paștele, mulțumim pentru anunț, vine Paștele, vreau să vă spun că era cea mai frumoasă sărbătoare a copilăriei noastre. Faptul că mergeam la biserică, la adunare, cum era pe acea vreme, dar cel mai interesant era că fiecare dintre noi căpătam un strai nou, ceva nou. La oameni noi, haine noi, la vremuri și la timpuri noi, oameni noi, iar la oameni noi, haine noi. Acesta este titlul predicii mele și aș vrea să urmărim
Cuvântul care este scris în Coloseni, de la capitolul 3, 12 la 17. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Cu vreo jumătate de an în urmă, dacă vă amintiți, am predicat tot din Coloseni câteva predici și am subliniat măreția Domnului Iisus Hristos. Și datorită măreției sale și datorită faptului că El este, și vă amintiți cine este El, am spus că El merită închinarea noastră. Sfântul Apostol Pavel începe cu acest imn de laudă la adresa Domnului Iisus Hristos și apoi ușor, ușor ne identifică pe noi cu El și ne dorește să fim identici cu Domnul Iisus Hristos. În capitolul 2 sunt câteva versete importante. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Și de ce? Și la răspunsul de ce să umblăm în El, versetul 9, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Și acum relația cu noi. Voi aveți totul de plin în El. Apoi, suntem identificați în botez, versetul 12, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, versetul 1 din capitolul 3, deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați, să practicați, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos a de la dreapta lui Dumnezeu. Și gândiți-vă, deci și gândirea și umblarea la lucrurile de sus. Apoi urmează un proces interesant și îl concretizează versetul 9 din capitolul 3, nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Și pentru că v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, vine acum Sfântul Apostol Pavel și începe cu versetul 12 să ne spună modalități practice de înnoire la oameni noi, haine noi, cu ce să ne îmbrăcăm. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă. Acum, aș vrea să tratăm primele trei versete din care să învățăm modalități de îmbrăcare, modalități practice de îmbrăcare. Și aici sunt amintite șapte virtuți și toate sunt așezate într-o simetrie perfectă cu a opta virtute care ne dă caracterul cristic. Primele șapte, o să intrăm în ele, și se reunesc toate și se așează într-o simetrie perfectă și sunt legate
împreună sub mantia dragostei. Următoarele versete sunt un fel de prinos la adresa lui Dumnezeu. Ele ne duc cu gândul la recunoștință și am tratat următoarele trei versete, 15, 16, 17, sub gândul acesta, recunoștința ca prinos adus lui Dumnezeu. Și veți vedea de ce am denumit al doilea punct așa. În primul rând, îmi place mult că Sfântul Apostol Pavel ne dă o lecție de curtoazie. De câte ori începe el o scrisoare, vă amintiți că începe cu curtoazie. Acum a plecat fratele Nelu, dar mi-am adus aminte că a fost trist că fratele Cătălin nu-i spune scumpule. A resimțit asta. Dar Sfântul Apostol Pavel, mereu și mereu, când se adresează frățietății, are niște cuvinte extraordinare de curtoazie. Și mă gândeam că primul gând ar fi, sau mă gândeam, că ar trebui să învățăm din asta și noi. Când relaționăm cu frățietatea, să avem această atitudine de curtoazie, de bunăvoință, să adresăm cuvinte bune. Și el începe, ca niște aleși a lui Dumnezeu. Și ne gândim aici și recunoaștem harul suveran al lui Dumnezeu, pentru că el ne-a ales de când? Înainte, zice, de întemeierea lumii. Este suveranitate, e harul lui suveran în alegere. Dar în același timp, trebuie să ne gândim că noi, ca aleși ai lui Dumnezeu, trebuie să ne facem parte. Este partea Domnului harul suveran, dar e responsabilitatea omului privitor la răspuns. Pentru că dacă am fost aleși în Hristos, după buna plăcere a voii sale, trebuie să recunoaștem a suveranității lui Dumnezeu, în același timp, Scriptura ne spune că oricine va chema numele Domnului, ce se va întâmpla cu el? Va fi mântuit. Noi, ca niște aleși, să nu uităm că avem responsabilitatea aceasta a răspunsului înaintea lui Dumnezeu. Aleși, sfinți și prea iubiți. Sfinți, n-ar trebui să mă ocup, că ni s-a explicat de multe ori. Sfinți înseamnă niște oameni puși deoparte. Sfințenia este poziția pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Noi suntem sfinți prin declarația supremă a suveranului Domn. În Domnul Iisus Hristos suntem sfinți. Însă, din nou revin la noi și mă gândesc. Fiți sfinți, spune cuvântul, pentru că eu sunt sfânt. Să ne ducem sfințirea până la capăt. Procesul, poziția în Hristos de sfânt mă obligă pe mine să-mi trăiesc într-un proces viața în sfințenie. Ar fi al doilea gând privitor la ce învățăm din frumoasele cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel. Sfinți și prea iubiți. Și frate Cătăline, parcă din când în când îmi mai zici sau mai spui celor din jur, prea iubitule. Și sună tare bine. Acum eu nu știu dacă doar din curtoazie sau doar din inimă, dar eu aș vrea ca fiecare dintre noi, când ne raportăm la celălalt, să ne gândim că el este prea iubit al Domnului. Și dacă e prea iubitul Domnului și Domnul mă iubește și pe mine, atunci trebuie să fie și prea iubitul meu, să-l iubesc mai mult. Dar o să ajungem la virtuți. Acum, Sfântul Apostol Pavel ne spune, voi ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, haideți îmbrăcați-vă. Trebuie să vă fac o mărturisire. În momentul când suntem mântuiți, un singur lucru se întâmplă instantaneu. Nașterea din nou. Nu trebuie să te zbați, nu trebuie să faci tu eforturi, trebuie să crezi. Și nașterea din nou o produce Duhul Sfânt în noi. Din momentul acela, nimic nu mai apare gratis și fără eforturile noastre.
Vreau să ținem minte lucrul acesta. E un proces continuu de dezbrăcare și de îmbrăcare. Și eu vă mărturisesc, mai ales că nu e soție aici, vă mărturisesc că încă mă lupt să mă tot dezbrac și să tot îmbrac. Îmi place caracterul Domnului Iisus Hristos și îl iubesc pe Domnul. Și aș vrea să semăn cu Domnul Iisus Hristos. Și știu că asta presupune ca eu să-mi fac partea, eu să mă dezbrac de tot ceea ce era vechi. Este amintit mai sus, dar nu vă mai citesc, că puteți din capitolul 3 să citiți asta mai la început. Să ne dezbrăcăm de tot ce este rău, dar să nu rămânem despuiați. Altădată spuneam, dacă vă amintiți, nu vreau să ajungem pârliți în cer, fără roade, fără... Trebuie să ne îmbrăcăm cu virtuțile Domnului Iisus Hristos, care să dea un caracter cristic. Și acum Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă și spune: iată cu ce virtuți trebuie să vă îmbrăcați, iată ce caracter trebuie să căpătați, că totalitatea obiceiurilor, a virtuților noastre, dau un rezultat. El se numește caracterul nostru. Și noi avem nevoie de un caracter ca al Domnului Iisus Hristos. Haideți să le luăm rând, la rând. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Știți ce e interesant? Că începe cu lăuntru. Nu zice îmbrăcați-vă cu nu știu ce pe afară. Începe de la inimă, care cum e ea? Te deznădăjduiește. Vreau să vă spun că ne păcălește și ne face atâtea fițe și figuri, și cuvântul chiar aici începe. Trebuie ceva în inimă să se întâmple. Să avem o inimă plină. Plină, când e plin, e plin. Nu mai ce adăuga. Când e plină de îndurare, nu mai au loc alte chestiuțe de ale noastre. Cred că Macedonski spunea în niște versuri așa: ești mare când n-ai îndurare, dar ești mai presus de fire când ți-e inima iubire, când ți-e sufletul iertare. Și aici toate astea se înlănțuiesc și începe. O inimă plină de îndurare. Nici nu știu să vi-l traduc, nu știu să vi-l explic. Un om care are îndurare celălalt și arată mila și arată bunătatea și în final iubirea. Bun, îmbrăcați-vă deci. Să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate. Bunătatea este un duh altruist, este afecțiune în exprimare. Nu e așa că îți place să stai în prezența unui om bun? De câte ori noi exclamăm ce om bun este? De ce? Pentru că îl vezi că el are un duh altruist, se exprimă cu afecțiune, cu delicatețe. Bunătatea, ce virtute! Haideți să ne îmbrăcăm cu bunătate, că din fire suntem tare răi. Eu recunosc asta în mine, iute la mânie, uneori gâlcevitor. Doamne, iartă-ne, dă-ne o atitudine de bunătate, îmbracă-ne cu bunătatea ta, că tare bun ai fost tu, Doamne Iisuse, bun și blând cu inima, smerit cu inima. Îmbrăcați-vă deci și cu smerenia, care smerenie este o stare umilă și considerație pentru ceilalți, nu-i așa? Îi socotesc pe ei cum? Mai presus? Aceasta este smerenia. Eu pot să mă las umilit și atitudinea mea față de ceilalți este una de prețuire. Eu îmi dau seama și îl prețuiesc pe celălalt mai mult decât pe mine, și asta este smerenie și nu mai stau asupra ei. Că fratele Nelu a zis o să terminăm mai devreme, da? Nu știu dacă. Bun, îmbrăcați-vă apoi cu blândețea. Și vreau să vă spun că blândețea, cred că v-am mai spus și altă dată, nu este o slăbiciune. Îl vezi pe cineva mai, iertați-mă, mai prostuț, așa, mai în banca lui. Deci e ce blând e el. Nu. Blândețea, când spui despre blândețe, te gândești la puterea de a te așeza pe cruce, de a te răstigni, de a te lepăda de tine însuți, pentru că
În lăuntru nostru zace o fiară în fiecare dintre noi, recunoaștem sau nu? Gândiți-vă la fiarele de la circ. Uneori apare o doamnă elegantă acolo cu o biciușcă și atât. Și tigri și lei neîmblânziți umblă ca niște pisicuțe pe acolo, de obicei. Câteodată când se supără, mai fac... Cam asta este cu firea noastră veche. Când ni se spune îmbrăcați-vă cu virtutea blândeții, e vorba despre îmblânzirea firii noastre vechi, a fiarei din noi, pentru că în fiecare dintre noi există, dacă vreți, și un potențial ucigaș, o potențială fiară, știați sau nu? S-ar putea să ucizi din imprudență, s-ar putea să uneori îl ucizi cu vorba, haide să-l ucidem cu vorba. Vă amintiți? Putem face asta, dar puterea de a te așeza, aici este tăria blândeții, în îmblânzire, puterea de a te așeza pe tine pe cruce, de a ține gura atunci când ai vrea să dai drumul potopului de răspunsuri, că avem răspunsuri cam la orice. Doamne, fă-ne blânzi și smeriți ca tine. Haideți să mai îmbrăcăm încă o haină care se numește îndelungă răbdare. Și vreau să vă spun că asta e capacitatea de a îndura îndelung ofensele. Ce ușor suntem noi ofensați. Dar câtă nevoie avem de această îndelungă răbdare. Când a venit ofensa, când cineva ți s-a împotrivit, te-a jignit, o, Doamne, dă-ne răbdarea Ta. El zice că n-a deschis gura deloc. Ca un miel a tăcut, cu toate că ar fi putut, avea ce să răspundă. Eu mă lupt cu îndelunga răbdare. Eu mă lupt și cu răbdarea, recunosc. Și mă pocăiesc și îi spun Domnului, Doamne, dacă îndelungă aia răbdare înseamnă îndelungă, cum nu pot o avea eu măcar răbdare? Îmi pierd așa de repede răbdarea, mă lupt cu mine, sunt un agitat, un... Doamne, acum să se facă totul dacă s-ar putea. Dar Domnul ne spune, vreți să semănați cu mine? Trebuie să îmbrăcați și îndelunga răbdare. Să îndurăm ofensele. Și mai departe, tot legat de ofensă, zice, îngăduiți-vă unii pe alții. Asta este acceptarea. Îngăduința celuilalt, așa cum este el, este acceptare și asta înseamnă să nu fii ofensat. Mai devreme, să rabzi ofensa, aici să nu te lași ofensat. Numai cineva care are îngăduință nu se ofensează așa de repede. Când celălalt are o replică, când celălalt are un alt stil de viață, are un alt fel de comportament, a trăit în alt mediu, în alt context, noi am vrea ca toți să fie ca noi. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, aveți nevoie de o virtute, mai ales că sunteți în relație cu cei din jur. Și virtutea asta, de câte ori nu este bună ea, mai ales în familie. Că aici încep toate. Și virtutea asta de câte ori nu e ea bună în biserică. Nu? Că am avut o dispută destul de vie la disciplina închinării. Păi cum, muzică de genul ăla? Oameni buni, îngăduiți-vă unii pe alții. Și acum mergem mai departe, să nici nu ținem ofensa. Și dacă unul are pricină, un motiv întemeiat, adică, aia înseamnă pricină, are un motiv întemeiat să se plângă de altul, ce faceți? Iertați-vă unul pe altul, adică nici nu țineți ofensa. Răbdați ofensa, nu vă lăsați ofensați și mai mult decât atât, nu rămâneți cu ofensa. Nu rămâneți cu amărăciune în inimă, că amărăciunea asta are lăstari și ies când nu te gândești și izbucnești ca un vulcan. Doamne, ajută-ne să ne iertăm unii pe alții. Sunt 7 virtuți aici, frumos, mie îmi place numărul 7, nu că aș crede în numerologie, dar
chiar 7 este o binecuvântare, așa, și e un număr al binecuvântării și sub ăsta mă desfășor, îmi place. Dar vreau să vă spun că așa sunt și 7 zile într-o săptămână, nu? Dar știți care e cea mai prețioasă zi în viața noastră a creștinilor? Cea de-a 8-a zi. Pentru că ea este o nouă zi, e ziua în care, ce s-a întâmplat? A înviat Domnul Iisus Hristos. Și la fel și dragostea este atot cuprinzătoare și vine și le așează pe toate cele 7 așa frumos în simetrie. Mai mult decât atât, este o îmbrăcăminte ca o mantie regească, dragostea. Ea zice, pe deasupra tuturor celorlalte virtuți, deci, să vă îmbrăcați cu dragostea, care le leagă și e o legătură cum? Desăvârșită. Doamne Iisuse, câte avem de învățat de la Tine și câte mai avem de schimbat în viețile noastre. Cât ar trebui să ne dezbrăcăm și cu câte trebuie să ne îmbrăcăm. Și vreau să vă spun că asta trebuie să se întâmple zilnic. Adolescenții, sunteți pe aici sau sunteți în alte lumi? Și voi aveți nevoie de, mai ales acum, de dezbrăcare. Adică pocăiți-vă, mă, copii! Bun, ne oprim aici și trecem la următoarele 3 versete. Ne oprim cu virtuțile, haruri creștine cu care ne-am îmbrăcat, modalități practice de înnoire. Acestea sunt cele 7 plus 1 virtuți. Bineînțeles că ele mai sunt și altele, dar mergem puțin mai departe. Vreau pacea ta, cânta sora Ronela cu verișoara, nepoata, nu mai știu ce mi-ești, cu Mirela, da, noi avem și o altă relație de familie, așa. Vreau pacea ta să minunde a mea făptură. Și acum Sfântul Apostol Pavel spune, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, s-ar puțin să stăpânească în inimile voastre. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să stăpânească în inimile voastre. Pacea se poate pierde? Pacea se poate pierde. Știți, eu mă gândesc la pace ca la un arbitru. Când avem decizii de luat în viață, noi trebuie să procedăm într-un anume fel. Și știți care e arbitru? Dacă ceea ce făptuiesc sau spun mă ține în pace, dacă simt acea nuanță de pace, știu că trebuie să merg mai departe. Nu-i așa? Pacea lui Hristos trebuie să stăpânească în inimile noastre, pentru că trebuie să ne arbitreze în toate deciziile noastre. Pacea nu este doar un slogan. Pace, frate! Pace, soro! Pacea să fie reconciliere, pacea să însemne arbitru care să-mi spună pot să merg mai departe sau trebuie să mă opresc. Și am găsit un citat tare frumos care spune așa, întunericul în direcția în care vreau să merg, adică dacă mi-apare un întuneric în direcția în care eu mă deplasez, merg sau vorbesc, este lumină ca să stau pe loc. E foarte frumos, profund, nu știu cât, dar gândiți-vă la el. Deci, vi-l mai spun o dată, întunericul în direcția în care vreau să merg, deodată, nu e în regulă, întuneric în față, neclar. Asta este o lumină, stai pe loc, nu te duce mai departe. Pacea lui Hristos este arbitru în inimile noastre. Doamne, ajută-ne să avem pacea Ta, pentru că ea arbitrează foarte bine ceea ce trebuie să facem. Am intrat, deci, în recunoștința noastră ca prinos Domnului. Vreau să vă spun de ce am spus așa. Următoarele 3 versete, în fiecare dintre ele o să găsim recunoștință și mulțumire. Este ca un refren. Cum se sfârșește versetul? Auziți, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să stăpânească în inimile voastre, și fiți cum? Ce înseamnă asta? Mulțumitori, recunoscători, cu atitudine. Nu e așa că am învățat de atâtea ori că nemulțumirea, nerecunoștința te bagă în păcat? Mulțumirea este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi.
Și este un proces normal să se întâmple așa. Dar nu mă depărtez un pic de pace. Pentru că am sărit intenționat câteva cuvințele și ele spun așa, ca să alcătuiți un singur trup. Nu e așa că cel mai bine, ca să stăm în pacea noastră, te duci în vârf de munte, nu mai ai relație cu nimeni și rămâi în pace. În biserică, ce să mă mai duc, frate, în biserică la ăștia? Să vezi ce e acolo. Și nu e așa că ne-am pierde de multe ori pacea în biserică. Relaționăm, venit din medii diferite, avem structuri diferite în fiecare dintre noi și eu aș vrea să vin și să capăt pace aici, dar uneori mi-o pierd. Dar iată de ce ne este dată pacea. Am sărit-o. Pacea lui Hristos a fost dată ca să alcătuim un singur trup. Ea cel mai bine se exercită în relații. Doamne, toarnă pacea Ta peste Biserica Efraim, dar ea, ca să fie peste Biserica Efraim, trebuie să fie în fiecare bucățică din noi, în inimile noastre să stăpânească. Și ca final, când ai pace, ce faci? Ești recunoscător și mulțumitor. Acesta este refrenul din cele trei versete. Mergem mai departe, versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Și aici este punct, nu-i așa? Traducerea Cornilescu așa sună. Și apoi zice, învățați-vă, sfătuiți-vă cu psalmi, cântări de laudă. Eu aș vrea să vă propun o altă împărțire. Știți că la începuturi, când au fost scrise Sfintele Scripturi, n-aveau semne de punctuație. Traducătorii, cei care s-au ocupat de asta, le-au pus arbitrar sau cum au fost ei inspirați. Vă propun următoarea împărțire cu altfel de punctuație. Și am să mă opresc după fiecare. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, amin. Pot să spun? Este o frază completă? Și o să revenim asupra ei. A doua frază. În toată înțelepciunea învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Adică cu înțelepciune dați sfaturi și învățături. Sună bine? Sună bine. Că e vorba aici și de teorie, că în teorie înveți și în practică dai sfaturi practice. Iar al treilea ar fi așa. Cântați lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră prin psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Sună rău? Dacă nu vă place, mie mi-a plăcut. De aceea eu l-am împărțit așa. Și revenim puțin asupra fiecăruia. Vreau să vă spun că seamănă mult cu ceea ce am predicat ultima dată. Efeseni 5, 18-19, vă amintiți despre ce spune? Nu vă îmbătați de vin, că asta este destrăbălare. Dimpotrivă, zice, adică la polul opus, dimpotrivă fiți plini de Duhul Sfânt. Și știți apoi versetul 19 ce spune în continuare? Vorbiți între voi exact conținutul de aici. Sunt două constante care par cu conținut diferit. Constanta este cântați lui Dumnezeu cu mulțumire și ce? Psalmi, imnuri, cântări duhovnicești. Și dacă avem două constante, puțină matematică, adolescenții, nu prea vă place, dar vă spun eu despre asta. Când după semnul egal am același rezultat, nu e așa că dincolo de semnul egal ar trebui să fie tot ceva egal între ele? Că astea două sunt egale, sunt constante, acum și în partea asta ceva trebuie să fie constant. Și vreau să vă spun, și asta este ceva destul de serios, este un gând pe care aș vrea să-l luați. Fiți plini de Duh este, noi vrem umplere cu Duhul Sfânt și avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Este adevărat? Și apoi rezultatele vin. Acum, gândiți-vă, în același timp punem semnul egal, pentru că aici zice cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi și urmarea este aceeași. Vreau să vă spun, Duhul Sfânt nu ne va umple,
până când nu suntem plini de cuvânt. Mă credeți asta? Asta e matematica lui Dumnezeu. În același timp, vreau să vă spun că studierea cuvântului fără puterea Duhului Sfânt care să te călăuzească în cuvânt, iară nu dă bine. De aceea gândiți-vă și dacă vreți umplerea cu Duhul Sfânt, vă propun, veniți joia seara la disciplinele spirituale, adică studierea cuvântului, dar nu numai atunci. Ea trebuie să fie o practică permanentă, o îmbrăcare, o umplere. Cuvântul ne umple, Duhul ne umple deopotrivă și atunci rezultatul va veni. Vom cânta cu mulțumire Domnului. Vom fi plini de imnuri la adresa lui Dumnezeu, cântări duhovnice și cântări de laudă. Acum, iară, nu pot să intru în disciplina asta, că care sunt alea duhovnicești? Laur ne-a dat un exemplu. Ceea ce considerăm noi astăzi duhovnicesc a fost muzică de birt în acum nu știu câte secole. Știți cine este cheia de control în toate astea? Duhul lui Dumnezeu. Dacă cântările sunt duhovnicești, cine poate să te îndrume să cânți cântări duhovnicești? Asta e clar că Duhul Sfânt și plinătatea Duhului Sfânt și plinătatea de cuvânt va avea ca rezultat acțiunea asta în viețile noastre. Doamne Iisuse, ajută-ne la asta, amin. Grăbim puțin și orice faceți, și acum vreau să vă dau temă de casă asta. Promit că la următoarea predică îmi iau 5 minute din predică și vă ascult. Și o să numesc aleatoriu. Dacă nu suntem plini de cuvânt, versetul ăsta este așa de important că aș vrea fiecare dintre noi să încep cu voi. Te-am văzut căscând, încep cu voi. Ascultați-mă. Și orice faceți, orice, ce înseamnă orice? Copiii, ce înseamnă orice? Adică tot, nu? Da? Prostiile sunt tot orice? Nu. Bă, tocmai că asta e, că orice faceți, orice faceți, trebuie însă direcționat. Orice faceți. Și acum, iară, vedeți, cu vorbirea și cu fapta, că de asta îmi place mie epistola asta către Coloseni. La adunarea din Vălen-Dâmbovița, am studiat din cap în cap. Să vedeți, frați și surori în vârstă, la 80 de ani, ce entuziasmați sunt când descoperă ce e în cuvântul lui Dumnezeu, ce minunată împerechiere face Sfântul Apostol Pavel după ce vine cu Domnul Hristos, îl prezintă și ne arată în teorie ce și cum și îți dă un duh de închinare. După ce spune, te identifici cu Hristos și înveți cum să te dezbraci, cum să te îmbraci, cum să vorbești și ce să făptuiești. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți sub această cheie de control. Să faceți totul. Din nou, ce înseamnă totul? Balconul. Mai poți să adaugi ceva la tot? Înseamnă orice, bravo! Te-a prins! Iată, deja pune în semnul egal. Orice înseamnă totul. Și totul înseamnă orice. Orice facem, cu cuvântul sau cu fapta, să facem totul în și pentru. În numele Domnului Iisus. Ce înseamnă asta? În numele Domnului Iisus te tai în bucăți. Ha? Sună bine? Nu e numele Domnului Iisus? Știți ce ar însemna, după mine, când rostești ceva sau când făptuiești ceva, a face numele Domnului Iisus Hristos, uitați-vă un pic în ochii mei, am ochii albaștri, da? Vă uitați un pic în ochii mei, gândiți-vă, în locul meu stă Domnul Iisus Hristos și orice spuneți și orice faceți, să aveți curajul să-L priviți în ochi. După părerea mea, asta este să faci totul în numele Domnului Iisus. Să nu-ți fie rușine să ridici ochii. Să te gândești că atunci când spui ceva, atunci când faci ceva, Mântuitorul e de față.
Și tu ai vorbit și ai curajul să ridici ochii și asta înseamnă că numele Lui și pentru El ai făcut-o. Pentru că n-ai făcut nimic pe alături. Și acum, ne-am îmbrăcat cu virtuți creștine, avem pacea lui Dumnezeu, care întrece, pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, avem cuvântul și plinătatea Duhului Sfânt care ne ajută să cântăm din inimă laude lui Dumnezeu, imnuri la adresa Lui, mulțumiri la adresa Lui, toate astea trebuie făcute pentru și în numele Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să răspundem la întrebarea, dar de ce? De ce? Pentru că noi avem totul de plin în El. Versetul 9 din capitolul 2. Este minunat cuvântul lui Dumnezeu. V-am dat și de treabă. Asta rămâne aplicația practică. Promit. Acum mă gândesc că o să mă puneți peste vreo 2 luni ca să uit. Ha? Ok, bine. Și să fie tot după amiaza, că m-am învățat. Lecția asta de casă nu o să uit. Și tot ce facem, cu cuvântul sau cu fapta, să facem în numele Domnului Iisus Hristos. Și nu ne oprim aici. Să o facem cu atitudine de mulțumire. Recunoștința și mulțumirea sunt un prinos pentru Domnul Dumnezeul nostru. Pentru Domnul Iisus Hristos, pentru Duhul Sfânt. A Lui să fie slava în veci și în vecii vecilor. A Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin.